Salutare frații mei peloponezi, merg la cumpărături pe timp de carantină. Mergi la cumpărături pe timp de carantină și o să facem și o tură puțin prin oraș ca să vedeți cam care atmosfera acum. Cred că s-a dus o săptămână de când s-a instituit regulile astea de a sta în casă, de a ieși doar pentru călătorile esențiale și chestii de-astea, trestii socoteli, și o să încerc să filmez cu această cameră mică, asta e aia mare, aici filmez cu cea mică, o să încerc să filmez în magazin să vedeți cam ce reguli au impus ăștia pentru cumpărături, cum se respectă distanța între oameni, dacă mai sunt provizii, e destul de târziu, acum e aproape 4 sau 4 jumătate, trebuie să mă duc să iau doar pâine, chestii de-astea, nu foarte multe, pâine, bulion, nu mai știu ce, unt, niște căcaturi astea mici, nu cine știe ce, așa că haideți cu mine să vedem despre ce este vorba. Haos și panoramă. Băi, este haos aici. În grădină, pentru că evident se joacă copilul. Se joacă Eva Dilias. Dilias. După cum vedeți, full de mașini pe stradă. Toată lumea este acasă. Ah, mașina mea cea murdară. Dar suntem și noi ok. Opa, așa. Sunt și noi două trimite să se încălzească mașina din deporte de vreo două zile. N-am mers deloc. Și dăm repede o tură prin orașul minunat să vedeți cam cum e atmosfera. Haideți cu mine. Și un pic mașinuța. Băi, lumea zice că nu prea se respectă până orașele mari această, să spunem, mini carantină așa, dar să știți că aici pe la noi se cam respectă, adică lumea chiar stă în casă, e o diferență evidentă, adică toate mașinile sunt parcate acasă. Na, lumea umblă brambura doar pentru cumpărături. Și cam atât. Da, cum e și asta, da? Aici e Morrison, nu? Uite, pungă de Morrison, a fost la cumpărături omul. Mai sunt ăștia care aleargă. Au voie să iasă câte unul la alergat sau cu bicicleta. Sau doi, doar dacă sunt în aceeași familie. De fapt, în aceeași casă. Și aici dă repede o fugă până pe centru. Vedem ce și cum. Parcurile goale. Doi oameni, probabil soț și soție, au voie să iasă. Ăștia, nu știu pe unde se plimbă. Sunt oameni, dar încearcă să meargă izolat. Nu merg foarte mulți, am spus maxim 2. De obicei se recomandă dacă sunt în aceeași familie, poate să meargă, niciun fel de problemă. Dar mai sunt și oameni care nu respectă. Uite, ăștia au ieșit cu copiii. Boss, stai acolo. Ăsta aleargă. Noi, vă spun sincer, nu prea am ieșit cu fata, am ieșit decât acolo la noi pe stradă. Ne-am plimbat cu ea pe acolo pe stradă. Cu toate că am văzut că lumea iese destul de mult cu copiii să-i plimbe în cărucior. Evident, toți sunt singuri, adică evită aglomerațiile sau să stea în parc. Parcurile oricum sunt închise. Tot orice altceva este destul de... Ce faci, boss? Ai parcat-o? Ai parcat-o de n-ai mai putut. Orice altceva este închis, sunt păstrate decât magazinele. Na, evident poșta care se deschise acolo în fața, poșta asta cu roșu. Și mai sunt aici e poșta. Sala aici e închisă la hotel, evident nu stă nici dracu la hotel. În rest toate magazinele închise. Dacă țineți minte, multe dintre filmări pe aici era full de mașini. Aici la fel, în centru, la fel full de mașini. După cum vedeți, sunt parcate probabil la celor care locuiesc pe aici. Aici e un magazin Spar, unde un coleg de la Reed Bordal. În rest tot închis, frate.
Ești închis, închis. Astea restaurantele care doar fac delivery sunt încă deschise, evident, doar între orele 5 și 10 sau nu știu când, ceva de genul ăsta. Oricum ele cam aveau programul ăsta așa, restaurantele de aici de la noi nu sunt restaurante în care să stai să mănânci, doar comandai takeaway, doar comandai mâncarea, ori ți-o livrau, treceai tu și o ridicai. Acum ce să zic, așteptăm să vedem rezultatele de la această izolare, pentru că vine trecând de câte o săptămână de când a început chestia asta cu restricționarea circulației. Probabil o să apară și primele rezultate, probabil într-o două săptămâni. Păi dacă mai sunt așa de mulți infectați, oricum numărul de morți crește în fiecare zi. De la zi la zi morții sunt tot mai mulți. Dar uite, lumea încă, v-am spus, lumea iese pe stradă doar pentru cumpărători, în principiu. Toată lumea are sacoșii în mâini, evident viața merge înainte, pe urmă trebuie să mâncăm, să cumpăr. Uite, ăștia ies cu bătrânii pe stradă, deci ori ieși, n-am să pot să-i înțeleg niciodată. Niciodată n-am să pot să-i înțeleg. Au pus garduri, pentru că pe o parte se intră, pe o parte se iese. Și în plus de asta, să parcăm și noi aici la copii. Nu avem copilul după noi, dar avem semnul în geam. Nu cred că se supără nimeni dacă parcăm și noi, nu? Unde să parcăm, în boss? Hai să parcăm aici. Haideți cu mine. Țin camera asta cât mai palmată, pentru că evident că nu am voie să filmez înăuntru, dar evident că eu o fac, o să mă tut în cap. Așa că haideți cu mine. După cum vedeți, sunt în momentul în care sunt prea mulți în magazin, nu mă lasă să intri. Intri în momentul în care iese cineva și intri, dar trebuie să păstrezi o distanță de asta. Pretty people dance.
Băi, gata și cumpărăturile. După cum ați văzut, sunt, e cam ce ai nevoie, tot ce ai nevoie acolo, nu e bătaie, ați văzut, nu e aglomerație. Oricum, lumea, să știți că la început a fost destul de panicat, adică se făceau cozi destul de mari și aici, dar trecând zilele și-au dat seama că tot timpul au găsit ce au avut nevoie, nu trebuie să-și cumpere mâncare pentru 2 săptămâni, pentru o lună, pentru toată viața. Și atunci, evident că totul e mult mai ușor, mereu sunt, ați văzut, găsești absolut orice. Acum, în ultimele zile, a apărut și hârtie igienică, că toată lumea are nevoie de hârtie igienică. A apărut și asta și e puțin mai bine, ca să zic, din punctul ăsta de vedere, pentru că nu mai e haosul ăla nebun cum era la început. Toată lumea își făcea cumpărături de parcă venea sfârșitul lumii și parcă nu mai exista, nu știu, mâncare pe pământ. E, acum lumea s-a obișnuit, ați văzut. Boss, ce faci, boss? Lumea s-a obișnuit, știe că e deschis tot timpul, știu că găsesc găsesc tot timpul tot ce au nevoie. Și aici dimineața, nu știu exact între ce, cred că între 8 și 11 sau ceva genul ăsta, este deschis doar pentru cei în vârstă. Am luat decizia asta de a-i chema foarte de dimineață, pentru că ei în timpul nopții și igienizează foarte bine, dezinfectează foarte bine absolut orice, și atunci e mai bine ca ei să vină primii să găsească totul dezinfectat, decât să vină după aia, după ce vin cei tineri, ca să zic așa. Văd că începe să se pună o mare amprentă pe chestia asta, adică gen să nu mai expună pe cei bătrâni și să expună mai mult pe cei tineri, care într-o proporție foarte mare sunt mult mai sănătoși decât cei bătrâni, și în felul ăsta să-i protejeze pe cei bătrâni. Mai multe, nu știu ce să vă zic, tot nu am de muncă nici săptămâna asta, stăm acasă, stăm pe izolare, încercăm să ne ocupăm timpul cu tot ce putem. Deja e o mare, mare plictiseală, o mare problemă. Eva nu mai suportă de nicio culoare să stea în casă. De obicei ieșim mai pe stradă pe aici, venim până aici, mai ieșim până în capătul străzii, nu ieșim în partea cealaltă, cu atât mai mult gen în parc sau chestii de-astea. De o săptămână de vineri a trecută, o săptămână? Da, cam așa, cam de vineri sau de joi, am încetat să avem orice contact cu sora aici, cu cumnatul meu, pentru că și au un bebe mic, ei lucrează amândoi într-un cămin de bătrâni. Totodată, acum câteva zile, s-au venit acolo din România nașii lor și evident că evităm orice fel de contact pentru cel puțin 2 săptămâni. Să sperăm că va fi tot ok. Momentan nici nu știe nimeni cât va dura toată nebunia asta, pentru că ăștia de la guvern probabil vor prelungi această, să spunem, izolare, sau chiar probabil vor înăspri această izolare. Este foarte greu, pentru că eu, unul cu agenția, nu prea îmi găsesc de muncă, doar promisiuni. Și voi vedea ce voi face în zilele următoare. Oricum, în momentul în care voi lua o decizie, cu siguranță s-o vedeți aici pe canal. Ce să zic, stați în casă, spălați-vă pe mâini, evitați contactul cu persoane pe care nu le cunoașteți, sau chiar și dacă le cunoașteți, evitați contactul cu ele. Și să sperăm că scăpăm de nebunia asta cât mai curând, pentru că este haos. Asta fiind spuse, vă tare mulțumesc că am fost Adrian Cătălin, dați-vă un like, un share, un subscribe, ce vreți voi acolo. V-am pupat și ne vedem data viitoare. Pa!